Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre criza energetică, cea mai gravă criză prin care trecem de după declararea independenței Republicii Moldova și vrem de asemenea să vedem și care sunt soluțiile de depășire a acestei crize, dacă există soluții. În studioul nostru se află în această seară vicepremierul, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Andrei Spânu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Sergiu Tofilat, expert în energetică, Watchdog. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Spuneam că discutăm despre proporțiile acestei crize, în ce situație ne aflăm, pentru că de la o zi la alta criza nu trece, nu e depășită, însă situațiile se schimbă. Avem o criză de curent electric, avem curent electric pe care îl cumpărăm în România în proporții de peste 80% la prețuri diferite. Avem o criză de gaz în acest moment, pentru că dacă am fi avut suficient gaz, aveam curent de la centrala de la Cuciurgani la un preț mult mai mic. Și dată fiind această situație, vreau să ne spuneți, domnule Spânu, care este situația pentru ziua de mâine în ceea ce privește necesarul de curent electric? Pentru mâine avem un deficit prognozat de aproximativ 8%. În rest, avem producere locală, care încet, încet crește, odată cu începerea sezonului de încălzire. Astăzi a început sezonul pentru consumatorii casnici. Da, și respectiv, în următoarele zile, această energie electrică produsă de termoelectrica și CET Nord va crește. Până la cât? Cât putem produce pe intern? Bun, în orele sau în zilele de vârf putem produce până la 35% chiar și 40% din necesarul de energie electrică. Dar asta nu se vorbim de lunile ianuarie, decembrie, atunci când avem cele mai rece zile și sarcina termică este mare. În rest, importăm energie electrică din România. Importăm din România. Acum, haideți să vedem la ce preț. La prețuri diferite. Uh-huh. Avem două contracte bilaterale la preț de 90 de euro, unul de 50 MW și unul de 35 MW. Asta cât înseamnă din consum? Asta înseamnă 85, cam vreo 10-12%. Deci 10-12% luăm la acest preț de 90 de euro, care e de fapt prețul plafonat pentru consumatorul din România, înțeleg? Exact, exact. Așa? Iar restul se cumpără în fiecare zi pentru ziua următoare pe bursa română. Și astăzi am cumpărat pentru mâine. La ce prețuri am cumpărat? Deci, în funcție de oră, prețurile variază de la 100 până la 300 și ceva de euro pe megawatt-oră. Dacă am face un preț mediu, spre exemplu, la toată energia electrică care a fost cumpărată de pe piață, ar fi 180 de euro. Cât? 180 de euro, prețul mediu pe care l-a plătit Energocom. Deci ar fi de 3 ori mai mare decât ceea ce luam de la Cuciurgani. Da, da. Dacă pornim de la prețul de 62,5 euro pe care îl plăteam până la 1 noiembrie. Domnule Tofilat, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă această energie electrică pe care o cumpărăm din România cumva trece pe la Cuciurgani, așa, da? Ea trece mai întâi pe acolo și apoi se distribuie exact pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova? Exact. Deci, astăzi, Republica Moldova și regiunea Odessa din Ucraina practic se țin pe două linii. Una de tensiune înaltă care ne conectează cu România, Isaac Ceavucănești, Moldgres, și de acolo pleacă o parte la Odessa, altă parte la Chișinău, și este linia de la nord, Dnestrovsk, Pălți, Chișinău, Moldgres. Asta e exact linia care armata rusă a vrut să o distrugă acum câteva zile când a căzut racheta în un proiectil în Naslavce. Și asta s-a făcut, după părerea mea și a mai multor colegi, intenționat ca să întărească pozițiile de negociere a regiunii transnistriene în raport cu noi. Noi asistăm, de fapt, la un șantaj energetic. Ca să înțelegem mai bine datele problemei, e bine să o plasăm în context. Putin șantajează Uniunea Europeană de mai mult de un an jumate
acolo are alte scopuri, cere anulare sancțiunilor, adică vrea ca lumea să închidă ochii la atrocitățile și la acel dezastru care el face în Ucraina. În raport cu Republica Moldova, situația e un pic diferită, pentru că, pe de o parte, el ar vrea să ne deconecteze gazul, ca să înghețăm de frig, și să-și instaureze aici un guvern marionetă. Pe de altă parte, dacă el decide să închidă gazul, rămâne Transnistria fără gaz. Și atunci el se joacă, el limitează volumele și așteaptă că, iată, guvernul de la Chișinău va lua decizii nepopulare. Fie va asista gazul stânga Nistrului, fie vom fi nevoiți să cumpărăm energie din România și pe asta să valorifice, să capitalizeze politic lucrul ăsta. Dar deficitul de energie cu care noi ne confruntăm are două motive. Primul, că armata rusă a distrus peste 40% din centralele electrice din Ucraina, deci Putin a creat deficitul de energie din Ucraina și tot el ne-a limitat volumele de gaz. Deci când o să dăm facturile la energie, mulțumesc, trebuie să zicem lui Putin. Asta să fie clar pentru telespectatori. Există riscul, sau cât de mare există riscul ca la un moment dat cu Ciurganul, dacă vrea să ne lase fără electricitate, inclusiv cea pe care o importăm din România? Există această posibilitate tehnică, în primul rând? Cel mai dramatic scenariu este atunci când Federația Rusă va decide să bombardeze liniile de interconexiune pe care le-a menționat Sergiu. Până la acel scenariu, Moldova va putea importa energie electrică din România. Deci nu există niciun risc? Există, permanent există riscuri. Sunt... Ca robinetul să fie închis. Închiderea, odată ce suntem interconectați în INSOE, evident că sistemul electroenergetic al țării noastre este cum mai puternic. Închiderea robinetului la îngres ar putea provoca anumite situații și anumite riscuri. Însă nu... Care? Păi dacă vorbim de două linii, cel puțin o linie va fi deconectată. Mai rămâne una. Și dacă apare o avarie pe această linie, de orice tip, ar putea să acest risc crește. Atâta timp cât avem două linii, cumva siguranța este mai mare. Dar, repet, cel mai dramatic scenariu este când Federația Rusă, așa cum s-a menționat, va ataca propriu-zis infrastructura de interconectare. Aceste două linii despre care s-a vorbit. Da. Aici noi trebuie să ținem cont de un lucru important. De fapt, problema nu e atât de simplă. Noi, pe de o parte, depindem de regiunea transnistreană, pentru că liniile prin care primim curent electric întâi traversează pe la Moldgres și după aia ajung în Moldova. Și da, ei ar putea consuma din energia care o cumpărăm noi, dar în același timp regiunea transnistreană depinde de acest gaz care vine gratuit, el transformă în energie și ne-o vând nouă și astfel își finanțează jumătate din bugetul lor prin acest gaz care vine gratuit. Și sunt doi consumatori mari. Este centrala Moldgres și este uzina metalurgică. Și mai este și fabrica de ciment. Dacă ne uităm la exporturi, deci sunt două poziții care sunt două treimi din exporturile lor, metalul și energie electrică. Da, mai sunt și restul, dar astea sunt cele mai importante. Acum întrebarea este dacă... Și practic, da, ca să vedem imaginea în ansamblu, da, ei nu pot să ne creeze probleme, noi putem să ne trezim în cel mai rău scenariu, că vom avea un grafic și vom avea lumină, știu, jumate de zi o parte a țării, jumate de zi altă parte, de exemplu, ca cum era în anii 90. Asta în cel mai strașnic posibil scenariu. Dar noi ne vom descurca. Slavă Domnului, sunt o mulțime de linii, pe toate n-ai cum să le distrugi. Problema pentru regiunea transnistreană, că ei fără gazul venit gratuit pe datorie, da, convențional, ei practic în 2-3 luni zile falimentează și nimeresc într-o criză umanitară. Deci ei buget nu vor mai avea. Păi, asta era următoarea mea întrebare. Dacă dumneavoastră spuneți că din asta se face bugetul, greul bugetului era de la din ceea ce plăteam pentru curentul pe care îl luam de acolo, plus uzinele care mai funcționau acolo. Da? Acum înțeleg că uzina de la Râbnița staționează, da? Deci nu funcționează. MGRES produce doar pentru intern. Malustang. Doar pentru consumul, da, în regiunii, da, pe intern acolo, în regiunea transnistreană atât, și fabrica de ciment nu. Atunci din ce bani
există? Din ce buget? Prin ce se formează bugetul regiunii separatiste? Uitați-vă pe site-ul așa-numitul președinte a regiunii Transnistrene și așa-numitul guvern. Acolo sunt două proiecte de acte normative interesante. Unul este limitarea consumului de gaz pe categorii și a doilea este rectificarea bugetului. Deci toate fondurile care le au ei pentru infrastructură, drumuri, învățământ, mai nu știu ce, toate au fost reduse și banii îndreptați pentru plata obligațiilor sociale. Și așa numitul ministru lor a economiei, tovarășul Obolonic, a spus că ei au bani practic până la sfârșit de an. Deci, acum Transnistria este într-o situație foarte dificilă. Pentru că ei, pe de-o parte, înțeleg că unica șansă de a-și prelungi așa-numită independență este să primească în continuare gaz de la Moscova. Asta nu va dura la nesfârșit. Odată, probabil, cu terminarea războiului, se termină și gazul pe geaba. Totodată înțeleg că mai devreme sau mai târziu gazul se va termina. Ei nimeresc, practic rămân fără bani și unica salvare e Chișinău. Și acum ei sunt într-o situație, într-o alegere destul de problematică. Dar din cantitatea, din volumul de gaz pe care îl livrează Moldova Gaz, părții stângi, da? Emgres ar putea produce măcar o parte din necesarul părții drepte? În situația care sunt acum... Pentru că azi am urmărit un interviu cu șeful centralei de la Cuciurgani, care spune foarte clar că centrala funcționează pe bază de gaz, deci nu pe bază de cărbune, cum ne-am fi așteptat noi, cum vorbeam că au ei acolo niște rezerve pe vreo două luni și ne așteptam că nu e gaz, gata, trec pe cărbune. Nu, ei sunt în continuare pe gaz, produc electricitate pentru Malul Stâng, pentru consumatorii de acolo, pe bază de gaz și livrează și necesarul de gaz consumatorilor. Iar noi... Deci, volumele care le au ei acum sunt suficiente pentru a evita o criză umanitară, sunt suficiente pentru a asigura cu electricitate și cu gaz cele mai importante instituții a regiunii. Deci, în acest sens, sunt reieșind din volumele care le-au, nu ar trebui să apară cu careva problemă pentru oameni, în primul rând, și apoi pentru instituțiile critice, cum ar fi spitale, școli, grădinițe. Adică ei, în baza acestui volum de gaz pe care îl primesc, n-ar putea produce curent și pentru măcar o parte, un 10%, un 20%, un 30%, 40%, nu. Aici sunt nuanțe. Noi, după contract, pentru luna noiembrie, ar trebui să primim cam puțin peste 11 milioane metri cubi pe zi. Pentru ambele maluri. Noi primim 5,7. Acum, principala constrângere noastră este cum să împărțim acești 5,7 milioane de metri cubi așa ca să ajungă la toți. Corect. Evident că n-are cum să ajungă. Chișinău încă din august s-a pregătit, este o hotărâre de guvern, adică un plan de acțiuni cum noi reducem consumul de gaz. Eu, de pildă, în istoria Moldovei n-am văzut așa. Și eu mă bucur că se lucrează, da? Pentru că și în Uniunea Europeană la fel s-au aprobat măsuri. Acum, același lucru am vrea să-l vedem și de la Tiraspol. Ceea ce eu am auzit voce aici, că haideți, ia că din cauza faptului că Transnistria nu achită gazul, haideți să ești 5,7 milioane metri cubi, să le dăm numai malului drept și lasă ei să înghețe. Excelent. Asta va deschide portița pentru tovarășul Putin să spună că din cauza Chișinăului, Tiraspol îngheață și noi o să vă stângem gazul și de vin o să fie Chișinău. Deci lucrul ăsta nu trebuie adus. Există în contract cantitățile care trebuie să vină pentru malul drept și malul stâng. În fiecare lună se formează o proporție, nu știu, 50-50, 60-40, 35-65. În jurul la chestia asta se poate discuta. Asta e o direcție pe care putem să mergem. A doua, să solicităm de la ei, de la malul stâng, cât gaz și câtă energie lor le trebuie pentru a menține consumul, spunem, minim, strict necesar. Consumatorii casnici, spitale, școli, grădinițe, întreprinderile, butăriile care asigură cu produse alimentare și ei să ne spună, uitați-vă, fiecare lună, exact din ăștia 5,7 milioane metri cubi, atâta ne trebuie să asigurăm malul stâng să nu înghețăm, să nu murim de foame, restul, tot ce e deasupra, producem energie pentru malul drept. Pentru că noi, știți cum, dacă le dăm gaz din partea, din cota noastră, noi trebuie să fim siguri că gazul acela nu se duce pentru alte scopuri. Și cel mai important, două chestii am să punctez.
prima, Moldova trebuie neapărat să anunțe. Se anunță cine este responsabil pentru negocierile cu regiunea transnistreană. Pentru că deja apar tot felul de șmecheraș care spun că eu sunt din partea la celălalt, dar eu sunt din partea la celălalt și încearcă să profite de situație. Că noi toți avem rude, prieteni, colegi care s-au născut acolo, mai au rude acolo și mai primim și noi informații. Și doi, noi suntem într-un război informațional. Eu la fel urmăresc spațiul informațional la regiunii transnistrene și mă surprinde că ei, o bună parte din ei, care sunt ghidați de la Moscova, dau vina pe faptul că, iată, înțelegeți, nu-i de vină Gazprom sau Putin, nu-i de vină Moldova. Și lucrul ăsta trebuie combătut. Noi trebuie public să le spunem care este oferta noastră. Să nu fie tot felul de interpretări și... Domnule ministru, cine, de ce Chișinăul nu a anunțat cine este persoana care poate negocia sau trebuie să negocieze, pentru că... Se face, important. Nu știu dacă nu a fost anunțat. Noi avem un viceprim-ministru responsabil de domeniul de reintegrare, care a și fost împreună cu delegația și... Acea întâlnire, care s-a încheiat cu nimic. Mai este evident că și eu port discuții cu așa numitele autorități din regiunea transnistreană, mă refer la domnul Obolonic și domnul Trupceanin de la Amgres. Noi mai mult discutăm pe subiectele ce țin de livrările de gaz și energie electrică. Nu tot pachetul de probleme care sunt în zona regiunii. Și acum se discută despre acea variantă despre care spunea domnul Tofilat, ca ei să aibă necesarul pentru consumul. Păi da, noi asta și-am spus de la început. Noi am spus de la început că aceste 5,7 milioane cât sunt ele trebuie să asigure maxim posibil cu gaz și energie electrică. Dacă vorbim strict de energie electrică, ar însemna aproximativ 45% din necesarul țării sau malului drept să fie asigurate de Amgres. Așa, și de ce nu se întâmplă asta? Pentru că nu s-a acceptat această propunere. Dar nu s-a acceptat de ce? Care este motivul invocat? Pentru că asta ar însemna ca să li se livreze cantitatea necesară de gaz pentru a produce aceste 45%. Exact. Și care este motivarea? Și noi suntem gata să livrăm acea cantitate. Motivul invocat este că nu au suficient gaz. Noi am spus că suntem gata să livrăm din cele 5,7 cantitatea necesară pentru ca să se producă cele 45% din energie electrică. Așa. Și nu au acceptat. Și nu au acceptat. Da, țineți minte că oferta lor a fost că se livreze doar 23%. De ce n-au acceptat, domnule Tofilat? Noastră trebuie să știți. Adică, care ar fi motivul pentru care n-ar accepta ca să acest deal? Că e... Noi oricum plătim pentru consumul de electricitate. Noi nu procedăm ca partea stângă să nu achităm facturile. Noi aici intrăm în zona presupunerilor, speculațiilor, dar impresia mea este că la moment în regiunea transnistreană sunt două curente. Unul care înțelege că altă ieșire nu au și a doilea care este subordonat Moscovei, în frunte cu așa numitul ministru de externe și al Vitalii, cum e familia, Ignatiev. Da. Ăla nu mai iese din propaganda de la Kremlin. Deci ei toți sunt într-o situație dificilă. Kremlinul este interesat să fie cât mai rău și aici și pe celălalt mal. Și pe ei doar în cot cine o să înghețe, cine o să înghețe. Să meargă cryptomining-ul, să meargă uzina metalurgică și în rest faceți ce vreți. Deci cum ne vom descurca? Aici este iarăși vorba de spațiul informațional. Noi suntem într-un război informațional. Înseamnă că trebuie să facem cât se poate transparent și mai puțin interpretabil, să le facem oferta public, să știe fiecare bunicuță de la Tiraspol sau de la Râmnița sau de unde mai fi, ce propune Republica Moldova. Deci da, avem gaz puțin din cauza Gazpromului, din cauza lui Putin. Noi gazul ăsta, ca să nu înghețăm, trebuie să-l împărțim așa că să le fie la toți bine. Este formula după contract, procentual în fiecare lună, sau având în vedere faptul că ei foarte bine cunosc care și cât consumă, ei doar fiecare lună emit facturi, corect? Ei știu foarte bine cât consumă consumatorii casnici,
care este consumul la spitale, grădinițe, școli și așa mai departe, serviciile comunale. Noi avem da, aceste informații. Și hai să discutăm. Păi asta vreau să le solicităm. Noi, noi nu avem aceste informații, da? Pentru că am ști în cazul acesta cât se consumă pentru criptomonedele lui Ceaica, am ști și dacă în acest moment se consumă sau nu pentru asta. Nu știm, putem doar presupune și în cazul în care ei refuză să fie foarte clar cine este vinovat. Deci lumea să știe că există soluții, partea moldovenească le-a propus și cine concret din Transnistria refuză. Numele și familia, lumea trebuie să-l știe. Lumea trebuie să știe eroi. Da. Este vicepremier acolo, iese în fața presii, lasă-le spună clar, poate să-l dai câte o copie, iată care este oferta Republicii Moldova. Acolo mai sunt și alte întrebări, pentru că știți cum... La negocieri, cu fie că e vorba cu Ucraina, când ziceam în anii precedenți, sau cu România, sunt propuneri, hai să discutăm la pachet. Și acolo apar mai multe subiecte, ei vor, știți cum, noi vă rezolvăm asta, dar hai noi să rezolvăm și chestia asta. Și atunci, cumva, noi trebuie să avem un răspuns și pentru... Înseamnă că noi nu știm cât, care este consumul... Trebuie să fie foarte clar agenda de discuții și să avem răspuns la fiecare întrebare. Dar la cele mai stringente, trebuie de făcut publică. Înseamnă că noi nu știm cât consumă... Aproximativ știm. Așa. Aproximativ știm. Aproximativ știm. Da. Se consumă acum și pentru alte lucruri, gaz sau... Noi trebuie să ne uităm... consumatorii protejați care este consumul lor, cei casnici. Asta exact. În primul rând. Păi despre asta despre vorbim. Mai nu prea cunoaștem cât se consumă, așa, presupunem. Despre casnici, date sunt. Păi înseamnă că putem face niște, putem trage niște concluzii odată ce... Doamna Bolță, eu mai repet o dată. Deci noi am făcut toate calculele necesare și considerăm că este rezonabil ca din cele 5,7 milioane, malul stâng se livreze energie electrică în raport de 45% din necesarul Republicii sau malului drept. Asta arată calculele. Deci, dacă ei sunt de acord să livreze 45% din energie... Suplimentar primesc un volum de gaz pentru asta. Bun, nu, vor primi toate, acele 3,9 milioane metri cub care le primeau și până acum. Da, întrebarea se referea la alte obiceiuri din stânga Nistrului, dacă mai funcționează sau nu mai funcționează cu o cantitate limitată de gaz pe care o primesc în acest moment. Este mai greu să ne dăm seama, pentru că chiar și același mining el funcționează pe energie electrică, nu pe gaz propriu-zis. Da. Și noi putem să vedem... Deci cât... e produsă la Cuciurgani și... Da, noi putem să ne dăm seama indirect, dar da. Din păcate încă nu avem exact toate datele. Acum, haideți să revenim la contractul cu România, pentru că am văzut mai multe întrebări. Bine, unii și-au amintit și despre datoria istorică a Republicii Moldova față de România. Era undeva, eu nu pot să vă spun exact, ce mi-amintesc eu, era o cifră de aproape 30 de milioane de dolari, da. Undeva pe acolo. Mai mică sau mai mare, dar e undeva pe acolo. Din acest motiv am văzut întrebări privind condițiile clare în care luăm acest curent din România. Cum îl plătim? Când îl plătim? Și vă rog să ne spuneți și nouă ca să știm când plătim curentul pe care îl importăm din România și cum și așa mai departe. Pentru că prețurile diferă și trebuie să știm de unde știm noi ce curent a intrat în rețea și la ce oră și la ce preț. Haideți să spunem așa, tot curentul, în afară de cel de avarie, se achită în avans. Absolut tot curentul importat din România se achită în avans. Uh-huh. Două contracte cu Nuclear Electrica și cu OMV Petrom sunt achitate la prețul de 90 de euro în avans, iar ce ține de OPCOM, de pe bursă, trebuie să spunem că este cel mai transparent mod de a cumpăra energie electrică sau, bun, vorbim de energie electrică, care este posibil. Se fac ofertele, banii sunt blocați pe contul bancar al sucursalei Energocom din România. Imediat ce se închide tranzacția, banii automat sunt luați de pe acest cont. Unica factură pe care nu o știm este, vorbim de energia de avarie, care este cumpărată
cumva și tranzacționată la nivel de sistem de operare. Care este cea mai scumpă. Care este cea mai scumpă, dar și ca volum... Cantitatea este mai mică. Este mai mică. A fost la începutul crizei un pic mai mare, acum e devenit din ce în ce mai mică. Acum pentru... e de 300 și ceva de euro, nu? Așa era, am văzut ultimul. Nu, ca valoare. Ca valoare. Și ea depinde de orele, este între mold electrica și transelectrica. În momentul în care mold electrica va primi factura de la transelectrica, vom ști exact la ce oră, cât a fost și la ce preț. Și aceasta oricum va fi public. În rest, toată informația este extrem de transparentă și noi ce facem acum? Încercăm să aducem și cred că până în primăvară să reușim să aducem Opcom, această companie, să opereze și piața de energie electrică din Moldova, ținând cont că au experiența necesară pentru a face acest lucru, ca tranzacțiile de acum încolo pe piața de energie electrică să fie extrem de transparente și clare pentru toată lumea. O singură întrebare și luăm publicitate, dar întrebarea este foarte scurtă și vreau și răspuns scurt. Cât costă un kilowatt-oră luat din România, deci acolo în România, acel kilowatt-oră, și cât costă el după ce a ajuns la consumatorul din Republica Moldova? Care este diferența de preț care intră în transport, furnizare și așa mai departe? Asta este o altă întrebare pe care am văzut-o adresată în ultima perioadă. Cu cât crește tariful de la furnizorul din România, din moment ce luăm curentul electric, deci cu cât crește până ajunge la consumatorul din Republica Moldova? Nu este o diferență foarte mare, se pun doar tarifele de distribuție și furnizare și transport pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că la hotarul între România și Moldova toată capacitatea a fost cumpărată de Energocom la un preț simbolic, pentru că nu există încă mare alte solicitări. Deci întrebăm practic... pentru că noi am văzut tot felul de scheme, tot felul de lucruri care se întâmplă la importuri de energie încă și așa dată, mai departe. Spun, deci în acest caz... Este cel mai transparent model de achiziționare a energiei electrice. Este pe bursa de energie electrică din România, în care în fiecare zi Energocom introduce datele și automat sunt, deci orice, nu știu, procuror, judecător, expert care este interesat poate exact să se uite înapoi și să vadă toate tranzacțiile public. Deci mare dar parte... Dar poate și fiecare cetățean care este interesat fiecare să cetățean să va vadă... Fiecare cetățean va vedea pe opcom.ro, va vedea prețurile medii de achiziție, dar nu va vedea cine și ce cantitate a cumpărat, pentru că așa funcționează sistemul. Dar va vedea exact care este prețul. Bine, vom vedea în factură cu cât luăm factură... curentul de la furnizorul din Republica Moldova, dar despre asta vorbim după o pauză de publicitate, pentru că despre tarife, cum vor arăta facturile, probabil asta este la fel de important ca și lipsa curentului și riscul de deconectări. Poate chiar mai important să știe omul cât are de plătit pentru consumul de curent și cu siguranță tariful va crește, dar discutăm despre asta după pauză. Rămâneți cu noi! Continuăm. De astăzi spuneam că a început sezonul de încălzire pentru consumatorii casnici. Producem căldură pe bază de... Păcură și gaz. Păcură și gaz. Ca preț, e același preț gigacaloria sau ne va costa mai puțin dacă e și păcură? Luna aceasta prețul păcurii și a gazului este mai mic decât în luna precedentă, ținând cont că gazul este 820 de dolari și păcura este cam tot acolo. Deci noi acum plătim 820 de dolari, da? Pentru în gazul noiembrie. Importat da, în luna noiembrie. Așa da. Că și asta era o întrebare. Și la moment se folosește mixt de păcură și gaz în funcție de cumva aspect. La nivel tehnic, termoelectrica decide cât gaz și cât păcură. Scopul este ca să acumulăm în continuare cât mai mult stoc de păcură pentru o situație de urgență în cazul în care vom fi deconectați total de la, dar de la gaz. Dar care e rezerva pe care o avem acum? Pentru cât timp ne ajunge? Secret de stat. Deci, da? Păcura este partea care a fost cumpărată de Agenția Rezervei Materiale. Este secret de stat, așa cum spune Sergiu.
Cealaltă este permanent în schimbare pentru că au fost semnate contracte de aproximativ 60.000 de tone și ele, practic, în fiecare zi vin, se consumă, este în, practic, da, din câte mi-amintesc eu, 40.000 e capacitatea de depozitare. Mai mult nu putem depozita, nu-i așa? Nu vom ajunge în situația în care să avem stoc permanent, except în această iarnă, de 40.000 de tone, pentru că nu există capacități logistice să ai stoc de 40.000 și în același timp să aduci suficientă păcură pentru consumul curent. Deci, practic, în stoc este păcura care este adusă în fiecare săptămână și parțial utilizată. Așa. Ei, pe zi consumă vreo 1.000 tone. De ce? În orele, spunem, în zilele de cel mai friguroase. Zilele reci. Exact. Și atunci, practic, o dată la două săptămâni, Termoelectrica face licitații pentru procurarea de volume noi de păcură, unde am fost invitați și noi, împreună cu domnul Parlecov, este și reprezentanți de la procuratură, de la CNA, de la SIS, de la Agenția Proprietății Publice, Ministerul Căile Ferate, cum au loc deci aceste... Părți, absolut, da, da, exact. Și să nu fie mișmașuri pe acolo? Chiar că... joi, de pildă, următoare licitații. Da, ca să fie totul transparent, mai este și altă latură a problemei, pentru că din anumite excese făcute de procurori, lumea din angajații la Termoelectrica pur și simplu nu mai vor să facă parte din tot felul de comisii, de licitații, pentru că pe urmă apar întrebări la dâns și de aici ce-s vinovați oamenii. În ce sens? Veniți toți aici, ia? În ce sens apar întrebările? De ce? De ce? Pentru că procurorii nu s-au rușinat să facă descinderi pe acolo, să sperie lumea, să... A fost doar niște licitații, niște scandaluri primăvară și după ce procurorii au venit, lumea pur și simplu nu mai vrea să participe în angajații Termoelectrica, nu mai vor să facă parte din aceste echipe. Și atunci am fost invitați și noi, și procuratura, și tot organele de anchetă, ca să nu apară cumva întrebări, că s-au făcut, s-au dres, s-au înțeles, nu știu ce. Am înțeles. Vorbeam despre electricitate și despre faptul cel mai, că... cel mai bun instrument de verificare sunt chiar antreprenorii care vin și participă, pentru că mai bine ca ei nu cunoaște nimeni datele problemei, prețurile. Și apropo, ca să completez, aceste contracte de care am spus, de 60.000 de tone, cred că au fost semnate de cel puțin 4 sau chiar 5 companii. Deci nu este... foarte multe companii au câștigat și cantități mai mici ca să reușească să le aducă în timp util. Vorbeam despre electricitate și despre faptul că cumpărăm o bună parte din România la un preț de 3 ori mai mare decât ce luam de la Cuciurgan. Cum se va răsfrânge asta în factură? Iată, zilele trecute, ANRE a stabilit tariful pentru electricitate până aproape de 5 lei, da? 4,70. Așa. Cum, din momentul, vorbim de consumul de până acum, da? Deci noi acum asta vom găsi acest preț în factura pe luna octombrie pe care o primim, sau din noiembrie din se aplică? Noiembrie. Din noiembrie se aplică acest tarif. Înseamnă că în decembrie... Factura luna viitoare. Da, în decembrie vom vedea acest... Există riscul ca tariful la electricitate să crească în continuare? În situația în care suntem, acest risc este unul permanent. Nu putem să spunem că nu există. Vom ști mai exact, aproape de finalul lunii noiembrie, dacă este nevoie de ajustări suplimentare a tarifului. Repet ce a spus Sergiu foarte bine, la hotar este război, 40% din infrastructură a fost deja afectată, vedem bombardamente zilnice, practic, în Ucraina. Nu este exclus că vor urma bombardamente în continuare a infrastructurii. Păi, dar, Doamne ferește, acolo avem și gaz, înțeleg, în depozite, nu? Gazul... Am stocat acolo sau încă nu? Da, am stocat, dar gazul se află la o adâncime suficient de mare ca să nu sufere, deci poate suferi sistemul de transport a gazului, dar el poate fi restabilit câteva zile, 5, maxim 10 zile pentru a fi adus înapoi. E altă problemă când se bombardează cum stații, nu doar rețele, stațiile de transformare sau ceturile din Ucraina care la fel prin cogenerare produceau energie electrică sau stația atomică de la Zaporojie care producea 6 giga și a fost preluată sub controlul militar al Federației Ruse. Deci, respectiv,
Riscul dar nu este imediat, nu, da? Înțeleg? Nu, haideți să spunem așa. Dați un pic să ne uităm la cum arăta până la acest război și, în mod special, până la atacurile din ultimele săptămâni. Ucraina era un exportator de energie electrică. Exporta în Moldova, exporta în România, exporta în Slovacia, în Polonia, da? Deci, practic, toate țările vecine cumpărau o cantitate de energie electrică. Deci, respectiv, Ucraina nu doar asigura energie electrică pentru propria piață, dar asigura și anumite cantități pentru țările vecine. În momentul în care aceste 40% au fost bombardate, Ucraina nu doar că nu reușește să producă pentru interesul țării, dar a creat anumite deficite în toate aceste țări, inclusiv Moldova, inclusiv România. Dacă o să ne uităm și la România, exact, chiar dacă ne dă... Exact, importă în acest moment. Uh-huh. Exact. Deci, când știți cum mai sunt șmecherile ăștia care spun că cine afectează pe noi războiul din Ucraina? Acum zic, uite, dacă până acum, poate cumva așa, indirect, cu toate că și de la început ne afectează direct, vedeți acum... 40% afectat, prețul sus, deficit de energie electrică în toată regiunea, deci respectiv totul este foarte, foarte conectat. Acum suntem în prag de iarnă, în care consumul de energie electrică crește peste tot și acest deficit iarăși va fi mai mare. Ce poate să se întâmple, noi nu știm. Da, noi putem doar să presupunem. Evident că noi facem... Dar riscul să rămânem fără curent electric există sau... Sigur că există și am spus, riscul de deconectări este foarte mare. Este foarte mare, în orice zi. Ca să înțelegeți cum funcționează sistemul, nu, deconectările nu le decide ministrul. Andrei Spânu și nici Sergiu. Sunt legile fizice. Sunt anumite... În cazul în care va fi o pană de curent la nivel regional, un deficit mare... MOL de Electrica va fi obligată ca să nu avem incidente mari care spună securitatea oamenilor asta, va fi obligată instantaneu să deconecteze. Păi cum va deconecta? După ce criterii? După criteriile, cum a spus, fizice. În funcție de dacă trebuie să scadă consumul cu 100 de megawatts, va lua primele linii care cumva deconectează 100 de megawatts de consum și le va deconecta. Pentru că, repet, Sergiu la început... Păi, dar nu există un plan care este gândit, plan... aprobat? Ce se întâmplă dacă... buton se apasă? Acolo nu te așteaptă. Acolo sunt planuri și a fost și publicate și au apărut și în presă săptămâna trecută. Uh-huh. Mai multă presă a scris despre anumite localități care sunt în primul rând, a doilea rând, în a treilea rând. Da, am văzut. Pentru că în ultimul rând se deconectează cele mai critice zone, că nu poți să deconectezi, spre exemplu, un sector din Chișinău unde sunt 30 de spitale, se fac operații, da? Respectiv și sau centrele raionale, unde iarăși sunt spitale care nu poți să le deconectezi. Am înțeles. Deci, aceste criterii se iau în calcul atunci când se decide deconectarea. Dar este evident că noi nu suntem în afara pericolului de deconectare. Dar cine este în acest război, cine este în afara pericolului de deconectare? Așa. Uitați, eu am pus de mai multe ori. Deci foarte aproape de noi, în Kiev sau alte regiuni a Ucrainei, cum se deconectează în totalitate. Și repet, ce se întâmplă dacă ne trezim cu bombardarea liniilor? Păi, la modul fizic, parte, practic. Pe de altă parte, domnule ministru, se vorbește de ceva vreme despre nevoia de a economisi. Apeluri peste apeluri către populație și așa mai departe. Să știți, am văzut astăzi cifrele pe care ne le-ați arătat. Bine, și clădirea guvernului a făcut economie. Dar consumatorii casnici la fel au făcut, au economisit consumul pentru luna octombrie. Da? Întrebarea este de ce mergem prin oraș, da? Și vedem o grămadă de consum risipă de energie electrică și de ce nimeni nu... de explicat am înțeles, nu funcționează. Nu funcționează explicatul, rugăminte și așa mai departe. Nu funcționează. Pentru că același lucru, uitați-vă câte fotografii primim de la oameni care sunt indignați pentru că este risipă de energie în condițiile în care avem această criză. Vă rog. Întâi de toate trebuie să cunoaștem un lucru important, de care trebuie să ținem cont. Energia, cu cât este mai aproape de ora de vârf, de consum, la orele de vârf, asta e, 7 dimineața, 11 dimineața, 6 seara, 11 seara. Iată, noaptea, kilowattul costă, hai să spunem, 2 lei.
În orele de vârf, el costă 10 lei. Până la urmă, noi toți o să primim factura. Acum, faptul că primăria de la Chișinău sau din altă parte nu economisește, la sfârșit de lună le vine factura. Și când o să vadă că trebuie să plătească pentru energie, o să-și pună mâinile în cap și o să alerge la Ministerul Finanțelor, o să ceară bani. Deci dacă domnul Ceban crede că el e mare d'Artagnan, el spune că e vorba despre 15.000 de lei pe zi și nu merită... Tot există, totul are o limită. Dar... Să stingi lumina chiar la ora 6 când lumea vine de la lucru, tot e exces. Sunt las-o de acord. Până la 8, las-o până la 9, 8 jumate. Adică sau din spate 10 piste... becuri lasă 3. Exact. Nu e nevoie ca toate 10 să ardă. Exact. Dar... Pentru că, iarăși, noi ar fi, în mod ideal, ar fi bine ca fiecare de noi să aibă contor cu evidență orară și citire la distanță. Și atunci eu mă uit, nu știu, de pe telefon, asta uite, da. Eu am economisit, eu sunt responsabil. Asta dar era următoarea mea asta, întrebare și se referea, contor de asta e 200 și se referea exact la asta. 200 de euro. Da, a fost o ședință de lucru la subiectul ăsta cu Andreu acum vreo 3 săptămâni în urmă, dacă tot am... Uh-huh. Tot se leagă ideea anumit la ceea ce discutăm. Deci Andrei a discutat cu operatorii de distribuție, pentru că ei ne trimit furnizorii ne trimit facturi, dar distribuitorii cunosc situația. Și peste 1.300.000 de consumatori. La fiecare câte 200 de euro se schimbi contoarele, se primește un buget de 260 de milioane de euro. Înmulțăm la 20, dar e vreo 5 miliarde de lei. Până la urmă, cheltuielile astea, operatorul, el ce face? El le scoate din buzunar și pe urmă le include în tarif, amortizarea lor. Adică, până la urmă, tot noi trebuie să le plătim. Și cam costisitor și trebuie văzut dacă e rațional sau nu, sau cum. Întrebarea asta era, atunci... pentru că noi știm că tariful în orele de vârf crește. Întrebarea este de unde știe furnizorul care îmi trimite mie factura, da? Când am consumat eu electricitate? În care perioada zilei ca să-mi pună un tarif... Nu știe. Asta se discută ca un mecanism. Acum nu știe. Și... Numai la non-casnici. Numai la consumatorii și... industriali acolo. Și nici la cei non-casnici nu sunt la toți așa numitele smart metering ca să poată să măsoare electricitatea deci consumată atunci, pe oră. Da. Atunci cum? Doamna Bogza, i-am spus de mai multe ori. Sistemul electroenergetic nu a fost sabotat. A fost sabotat pe parcursul timpului, intenționat, ca să ne țină dependenți de anumite surse. Doar regulile de piață, care trebuiau să fie aplicate încă 2 ani în urmă, de-abia anul ăsta, într-o situație complicată, ele sunt aplicate. Cum știm? Încă o dată întreb, uitați-vă. Nu știm. Nu știm. Va trebui să investim în contoare încet, încet și Ministerul lucrează deja și cu Andreu împreună ca să facă acel plan de tranziție la contoare care să poată să măsoare pe oră. Și atunci fiecare consumator va putea încheia contracte cu furnizorii în care spune, uite, asta este tariful noapte, asta este tariful ziua, asta dar este până tariful... acolo noi importăm curent și facem o medie, înțeleg, în tariful... Da, deci noi cumpărăm din România tariful la preț de oră, dar facem o medie și e inclus pentru toți. Dar de ce nu mergem atunci pe ideea ca un anumit volum consumat să coste, de exemplu, 100 de lei, da, kilovatul, iar un alt, Doamne ferește, 100 de kilovați să coste 5 lei cât e acum, da, și restul, da, un exemplu, pentru că eu... A fost așa. A fost așa... Doamne ferește, 100 de lei kilovat. Nu știu dacă am să traduc exact în română, se numește subvenții cumva încrucișate. Cei care consumă mai mult plătesc pentru... Deci este un mecanism care nu este corect. Deci, de ce? În cazul acesta eu știu care este tariful pentru un anumit volum pe care îl consum și mă voi strădui ca să mă încadrez în acel volum. Dar pentru asta trebuie să plătească un alt cetățean. Pentru că dacă la cineva este tariful mai mare și la altcineva este tariful mai mic, înseamnă că cel care plătește un tarif mai mare plătește pentru cel care plătește un tarif mai mic. Și nu este un mecanism corect. Mecanismul corect dar este aplicat în multe părți. Nu știu dacă este aplicat, mai ales în spațiul european, așa, încă o dată, se numesc subvenționare încrucișată între consumatori și nu este unul corect. Corect este atunci când se planifică compensările în factură.
Deci ce poate să facă statul este să planifice corect. Am înțeles, să compenseze un anumit și volum să compenseze pentru vulnerabilitate. Dacă ești mai vulnerabil, se subvenționează sau se compensează un anumit volum. Tot ce consumi mai mult, fii bun și plătește. Înseamnă că îți permiți. La tariful acesta de 5 lei se prevăd compensații? Ministerul Muncii și Protecției Sociale lucrează la mecanismul de compensare. De fapt, mecanismul deja este în vigoare. Face modelări ca să vadă care vor fi compensările pentru gaz și inclusiv energie electrică. Da. Și mai aproape de finalul lunii îl va anunța. Va anunța exact care sunt compensațiile. Adică, dar vor fi, da, pentru acestea? Asta a fost indicația doamnei prim-ministru. Mai departe, despre dacă stația... Tot am vorbit, probabil ar fi normal să facem un îndemn cetățenilor. Deci, iarăși, omul nu-și poate schimba regimul zilei, să ducă la lucru noaptea sau să doarmă ziua, chestii genul ăsta. Dar atunci când aveți posibilitate, acele echipamente care consumă mai mult, nu știu, mașină de spălat, fierul de calcat, alte instrumente care consumă mai mult curent electric, străduiți-vă să le folosiți fie după ora 11 noapte, fie în perioada zilei, între ora 11 ziua și 6 seara, când nu e așa deficit de curent electric. Dacă e cineva acasă, dacă oamenii sunt acasă și pot exact, să facă asta, sau dacă au aparate care pot fi programate ca să, de exemplu, mașina de spălat, dacă o poți programa ca să spele în acea perioadă, dar dacă în nu... În măsura posibilităților, exact, nu poți da. Să schimbi. Despre stația back-to-back de la Vulcănești, cred că are sens să mai discutăm. Înțeleg că s-a renunțat la acest proiect, că nu e necesar, da? Deja noi, conectându-ne la lumea europeană, nu mai avem nevoie, da? Deci noi, da? În momentul în care ne-am interconectat, am solicitat partenerilor să facă un studiu care să ne spune dacă mai sunt avantaje tehnice sau economice pentru construcția acestei stații, ținând cont că este foarte scumpă, costă aproximativ 200 de milioane. Studiul a fost prezentat săptămâna trecută, care cumva demonstrează că nu este nevoie și nu sunt avantaje nici tehnice și nici economice. Deci nu are sens. Nu are sens, dar vreau încă o dată să fac claritate. Linia se construiește. Deci linia se construiește. Și la ce etapă e acolo? Că aici am vrut să ajungem, încă să întreb repede despre asta și să... La ce etapă? Acolo trece timpul, trece, dar... Trece timpul și în primăvară vom începe propriu-zis construcția. Se vor instala primii piloni. A fost etapa de proiectare, de proiectarea pilonilor, de testare a pilonilor, lucru în teren. Dar nu se poate cumva face, mai repede... Facem tot ce putem ca să grăbim lucru, dar este planificat un termen de 3 ani, un an a trecut, mai avem 2 și... Da, în criza asta poate... Da, înțeleg, dar este un proiect ingineresc complicat, nu poți să treci peste anumite etape. Spre exemplu, mandatul ăsta îl terminați? Adică dacă nu mergeți la primărie, în sens că dacă... Dar nu neapărat eu să-l termin. Important țara să-l aibă cât mai repede. Și dacă se făcea la timp, el trebuia anul ăsta deja să fie finanțat. Da, luăm publicitate și ne întoarcem după o scurtă pauză, pentru că am și întrebări de pe Facebook și nici nu știți că mai am încă multe întrebări care au ajuns astăzi la mine. Luăm publicitate și ne întoarcem imediat, inclusiv să mai vorbim un pic și despre gaz, că mai am niște întrebări. Publicitate. Da, continuăm. Am spus că vom discuta și despre gaz. Un pic vreau să închei aici cu electricitatea. Scrie cineva, mi-a trimis cineva niște întrebări, că va fi situația extrem de grea cu resursele energetice. Era clar din primăvară. De ce nu au fost montate fotovoltaice pe toate instituțiile statului? Întreabă cineva. De ce nu s-au luat astfel de măsuri? Să se instaleze pe toate. S-au luat măsuri ca să promovăm instalarea panourilor fotovoltaice. În mod special a fost schimbată legea ca să ușurăm acest mecanism. Și chiar astăzi m-am uitat peste... Care lege? La ce vă referiți? Mai multe legi au fost schimbate, ca dacă până acum se lua în 30 sau chiar mai mult, 2 luni, toate avizele de racordare, plan urbanistic și așa mai departe, acum în 10 zile, practic, se iau toate documentele pentru a instala.
Și chiar astăzi mă uitam peste cifre, practic anul acesta avem o dublare a numărului de persoane fizice, dar și juridice care și-au instalat panouri fotovoltaice. Inclusiv prin satul european am aprobat mai multe proiecte de instalare a fotovoltaicilor. Bine, și dar eficiență energetică. Există o limită pentru instalarea acestor panouri, că tocmai discutam astăzi cu cineva ca să mă inițiez și eu, că nu mă pricep, și am înțeles că există o limită totuși, nu pot să... A fost, deci există pentru așa numit net metering sau, de 5% și în discuțiile cu Andreu a fost dublată la 10%. Suplimentar există o limită și pentru capacitatea sistemului de a absorbi aceste panouri fotovoltaice. Noi am aprobat o hotărâre de guvern în care am pus 400 de megawatts să fie construiți în următorii 4 deci ani, până în 2025. Dacă o bună parte din consumatorii casnici, de exemplu, ar decide ca să-și instaleze, aici n-ar putea toată lumea să facă acest lucru, nu? La moment există spațiu. Deși prețurile sunt... La moment există spațiu ca să se instaleze și toți cei care își doresc. De asta Mandreu a dublat această cotă de la 5 la 10%. În funcție de capacitatea sistemului de a absorbi mai mult, se va decide ulterior dacă creștem această cotă și mai mult. Întreba cineva, da, mă iertați numai o secundă, întreba de ce nu se anulează hotărârea de guvern cu privire la cote de, la panouri fotovoltaice din decembrie 2021, dacă tot e criză. Și de ce au fost impuse astfel de cote când Moldova importă energie electrică și de ce hotărârea guvernului a fost atunci așa aprobată? Eu nu am văzut această hotărâre a guvernului ca să pot intra în detalii. Sunt prevederi. În primul rând trebuie să reșim de la ce. În general, tendința la nivel european și în țările dezvoltate este ca în următorii 25-30 de ani să scăpăm de arderea combustibililor fosili, gen gaz, carbone, păcură, și să trecem la energie verde. Așa. Asta e tendința. Ca să nu mai avem emisii de CO2. Între timp, dacă vorbim că, iată, mâine avem posibilitatea să punem toată țara cu, nu știu, panouri fotovoltaice sau turbine eoliene. Sună frumos, minunat. Ce facem noi când nu este nici soare și nici vânt? Avem o problemă, așa? Înseamnă că trebuie să existe un echilibru, în primul rând, ca să produci atât cât consumi. Așa funcționează sectorul energetic. Dacă nu consumi, înseamnă că cineva trebuie să-l deconectezi. Și acel cineva începe a striga, dar eu am investit bani, eu vreau să văd energie. De ce mă deconectați pe mine? Da? Tot nu e rațional. Înseamnă că, în primul rând, trebuie să-i cont de capacitatea rețelei, cât și unde poți să conectezi, câți megawatts, unde să-i pui. Așa, pentru asta este Mold Electrica, care eliberează avizii de racordare. Nu, la rețelele de distribuție sunt Premier Energy și Red Nord. Acum, dacă ne uităm pe site-ul la Mold Electrica, deja avizii de racordare sunt eliberate pe vreo peste 800 de megawatts. Asta ajungem în altă problemă, că cineva și-a cumpărat locul și acum caută cui să vândă avizile cele de racordare. Este și asta un subiect care trebuie rezolvat și nici o problemă. Ai planul de investiții, când s-a eliberat avizul, hai să verificăm ce ai făcut. N-ai făcut nică la revedere. Și cine este cel care a cumpărat locul? Alte probleme, iarăși, care este, trebuie de ridicat document cu document și să verifică, nicio problemă. Soluții sunt tot timpul, dorind să fie. Exact. Acum mai este situația că, ok, dacă de pildă este mai rațional, mai ieftin, un kilowatt de regenerabil produs în Republica Moldova, decât în Ucraina sau în România, mai ales că acum în Ucraina război, nici nu o să vină investitori. Înseamnă că noi trebuie să avem suficiente linii electrice ca să putem produce aici și exporta, fie în Ucraina, fie în România. Asta iarăși nu se face peste noapte. Faptul că s-au aprobat anumite capacități limită, câți megawatts de fotovoltaică sau eoliană vrem să instalăm, asta ține cont de situația la zi. Tu nu poți pune mai mult pentru că nu o să-ți funcționeze rețeaua. Cei care strigă în gura mare, ei nu înțeleg un pic să documenteze cum funcționează sistemul. Și acum sunt mecanisme de suport care sunt prevăzute în legislație. Ce înseamnă? Adică omul când ia decizii să investească într-o anumită tehnologie, spun, nu știu, un megawatt de eolian.
El vrea să știe că statul îi procură toată cantitatea și îi dă un preț previzibil că el să știe în cât timp își recuperează investiția. Exact. Deci sunt mecanisme de suport. Primul este tariful fix aprobat de ANRE, care e pe 15 ani, el se actualizează în funcție de curs, de chestii genul ăsta. Asta pentru producători medii. Deci capacitatea pentru fotovoltaice era 20 de megawatts, a fost ridicată până la 120 de megawatts. Asta vorbesc de anul ăsta. Și pentru cei mari, pentru proiecte investiționale, mecanismul de suport prevede că, uitați-vă, este tariful ANRE-ului. De la dânsul începem a negocia, guvernul anunță că licitez, nu știu, 50 de megawatts de panouri fotovoltaice sau de turbine eoliene. Veniți cu ofertele de proiect. De pildă, vine tofilat și spune că eu sunt gata să-l dau cu 1,50 kW. Vine spânul și spune, dar eu îl dau cu 1,30 kW. Și guvernul spune, domnul spânul, poftim. Tu ai câștigat, ai 2 ani de zile să faci proiectul și eu îți ocup cu 1,30 kW următorii 15 ani. Deci să fac licitații. Uh-huh. Asta deja regulile pieței un pic se mai schimbă, deci asta la fel trebuie actualizat, dar logica e asta. Trebuie să-i cont și de capacitățile rețelei și de... Eu am întrebat și de la Asociația Producătorilor de Energie Regenerabilă, pentru că am avut acea discuție despre faptul că s-a interzis exportul de energie produsă în Republica Moldova. Și întrebări. Săptămâna trecută a avut loc o ședință a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, care acolo urma să pornească revoluția pe piața energiei electrice, scrie domnia sa. S-a discutat despre sporirea rolului micilor producători locali de energie electrică din surse regenerabile. Ați participat la acea ședință? N-ați participat. Uh-huh. Întrebarea era când urmează să simțim rezultatele revoluției pe piața energiei electrice și dacă și când va începe în Moldova să se producă energie electrică mai multă. Dar eu cred că noi deja am vorbit despre asta. Eu nu știu cine a menționat, a fost colegul meu, domnul Borosan, la ședință. Eu am un mesaj către această asociație. Păi dar când începe rezultatul? Când începe... Eu v-am zis deja, rezultatul este că noi anul acesta avem practic dublu față de ce am avut în anii precedenți și eu mai aștept un pic și am să public toate graficele ca să vedeți cum s-a schimbat sau cum se schimbă investițiile în fotovoltaice. Dar la ce a spus Sergiu am să mai adaug o chestie și mesaj către acești colegi. În momentul în care ai semnat un contract pe un mecanism de suport din partea guvernului și când ai vrut ca statul să se oblige pe 15 ani să cumpere energie electrică la un preț, fii bun și știi că și tu ai un angajament să-l vinzi la acel preț. Iar în momentul în care, în plină criză, tu te întrebi de ce s-a interzis exportul, eu am o singură întrebare față de cât de solidar ești tu cu cetățenii țării, că ai decis să speculezi cu situația și să o vinzi la un preț un pic mai mare când știi că țara are nevoie de energie electrică. Și doi, să știe că șmecheriile cu care umblă ei, încercând iarăși să profite de... Eu, Andreu, deja am început... Da, poate Sergiu să explice, eu poate nu pot să dau toate detaliile, dar Andreu a început o investigație. Nu mă refer neapărat la această asociație, că sunt mai mulți. Dar aceste investigații vor fi duse până la capăt și cei care încearcă să profite de pe această criză, trebuie să oprească. Da, omul spune că astfel de discuții au loc, inclusiv și la guvern, și n-a fost nimeni invitat de la asociație. Ca parcă a zis că a fost la Parlament. Nu, a fost o ședință, nu a fost, nu știu, aici la guvern a fost și nimeni n-a fost invitat. Noi am avut toate ședințele noastre pe domeniul dat, au fost publice și am invitat toate asociațiile. Și spune domnia sa că acolo s-a stabilit un preț maxim cu care să fie cumpărată energia produsă de ei. Scuzați, dar nu poate în ședință să stabilească prețul maxim. Este mecanism legal care stabilește prețul de achiziție. Da. Hai să facem un pic de claritate, pentru că, da, deci noi vorbeam de mecanismele de suport pentru producătorii de energie regenerabilă. Deci pentru cei casnici este fi de întări, ți-ai pus panouri fotovoltaice, ai produs, ai livrat în rețea, folosești rețeaua ca baterie, deci statul îți dă voi gratis să folosești rețeaua ca baterie. Ai produs, ai livrat în rețea, ai consumat din rețea, la sfârșit de lună îți faci totalul. Exact. Dacă ai consumat mai mult, plătești diferența. Da. Dacă ai produs mai mult, la sfârșit de an, furnizorul îți calculează, îți întoarce banii.
Pentru producătorii medii, deci este tariful fix stabil de ANRE, pentru producătorii mari este prețul care se determină la licitație. Acum, asta e ultimul mecanism, cel mai recent. Până la asta, intermediar, a fost că fiecare proiect aparte venea la ANRE și în funcție de cum se înțelegeau acolo, dădeau un tarif anumit, dar pe lângă asta mai sunt instalații second hand, care în genere nu au niciun fel de protecție. N-au niciun fel de preț, nimeni nu e obligat să le cumpere energia asta și aici este problema. Acum, ce spunea domnul ministru, se referă la un grup de producători de regenerabile care s-au uitat, dar unii 200 de euro sau 180 sau dă să vindem energie acolo. Nu mă interesează ce se face aici în Moldova, lasă-i să plătească cum vor. Bine, dar ei nu au acest drept? Sau noi vorbim despre patriotism și... Păi, întrebarea este logică, întrebarea. Noi suntem în situație de urgență. Am înțeles. Situația în care el are deja tarif aprobat de ANRE și statul este obligat să-i cumpere și el, în mod normal, a primit tariful și are obligația să vândă energia asta la Energocom și Energocom deci, poate să are această obligație, despre asta eu acum nu vreau să o vând la tariful cel care l-a dat ANRE-ul. Eu mai bine îmi suspend contractul ăsta și o vând în România, că mi-e scump. Păi, stați un pic. Ții că nu-ți convine, tu vii încoace la Energocom și o vinzi la tariful ăla care ți-l-am dat, dacă nu-ți convine, duci încolo. Nu merge așa. Înseamnă că trebuie să facem niște reguli și pentru ăștia cu second hand, ca, în primul rând, și la dânși să fie ceva previzibil și logica era, după care discutam și noi, este să iai prețul cel mai ieftin din piață, adică era vorba de prețul la Moldgres. Uh-huh. Acum, logic era, până la turbulențele astea, până la război, era să ANRE-ul trimestrial publică raportul privind monitorizarea pieței de energie. Și acolo apare cifra. Cât a costat energie electrică de la Moldgres? Uh-huh. Și să-l iai pe următoarele 3 luni să-l aplici. Acum, noi suntem într-o situație care se schimbă, trebuie să revizuim mecanismul ăsta. Da, noi nu mai avem mult timp și de asta trebuie să răspundem mai scurt. Mai bine, mai puțin, dar mai calitativ. Da, noi am ajuns în perioada în care, odată ce a început sezonul de încălzire, deja ne uităm și la ce se întâmplă afară. Slavă Domnului, vremea a fost bună cu noi. Cel puțin octombrie a fost o lună extraordinară. Văd că și noiembrie o parte va fi ok, dar în curând consumul va crește de gaz. La gaz mă refer în acest moment. Și întrebarea este cum ne descurcăm, pentru că avem 5,7 milioane pentru noiembrie, da? Mult mai puțin decât era necesar și nu știm ce este în decembrie. Despre decembrie putem vorbi? Există vreo previziune? Ați primit vreun răspuns de la Gazprom? Nu am primit răspuns de la Gazprom. Planul nostru este următorul. Aceste 5,7 milioane ne ajung pentru luna noiembrie, să trecem fără a intra în rezervele de stat, iar în funcție de decembrie vom decide dacă începem să utilizăm din cele 157 de milioane de metri cubi de gaz pe care deja le avem în stoc. Mai mult total? În total. În conducta din care în România și în Ucraina. În conductă nu se stochează atâta. Nu, în conductă și în depozitele din Ucraina, în total. În total, da, 157. Și vom și cât ne ajunge asta? Pentru luna decembrie, cu siguranță, ne ajunge, chiar și probabil o săptămână de ianuarie, în funcție iarăși de consumul care va fi. Suplimentar, noi vom continua să cumpărăm gaz pentru stoc. În curând va fi eliberată tranșa 2 din creditul BER de 200 de milioane și vor continua achiziții pentru a crește această... Acum prețul este bun. Da. Cumpărăm? Avem de unde sau nu este? Noi am cumpărat până săptămâna trecută. Trebuie să înțelegem că la acest preț care este bun comparativ cu ce a fost în lunile precedente, am avut achiziții de la 3 milioane, 5 milioane, maxim am achiziționat 27 de milioane de metri cubi într-o zi. Oferta este limitată la etapa actuală.
Dar de unde luăm? Și tehnic este limitat. De unde luăm? Tehnic, a, da, cum aducem, da? Cum îl, sau cum, unde, că de ce tehnic? În ce punct? Stau rânduri de corabii cu gaz lichefiat ca să fie descărcate și nu să ajung terminale de regazificare. Și de unde cumpărăm? Cumpărăm de pe piață. Sunt mai mulți traderi care au fost precalificați conform creditului luat de la BERB. Am înțeles, dar mă refeream din ce... Nu, e greu să spui, pentru că pentru noi mai puțin contează sursa propriu-zisă a gazului, important să ajungă și să fie în proprietatea Energocomului ca să-l putem utiliza oricând. Deci cel puțin nu este de la Gazprom. Cât am vrea să cumpărăm, nu există pe piață cantitatea. Nu, am zis că nu există la un moment dat. Spre exemplu, dacă astăzi vrem să facem o achiziție de 300 de milioane de metri, cu probabil astăzi nu o să o găsim, dar dacă vom face în fiecare zi achiziții, vom găsi câte 5, 10, 20 de milioane și încet, încet creștem aceasta. Vreau să menționez că în momentul în care am început achizițiile din creditul BERD, aveam doar 53 sau 54 de milioane de metri cub și am reușit într-un termen destul de rapid să acumulăm încă 100 de milioane de metri cub. Deci, practic, în fiecare zi se făcea o licitație și cel mai probabil săptămâna asta vor continua aceste licitații. Cu Gazprom există vreo comunicare? Există o comunicare la nivel tehnic între Moldova Gaz și Gazprom. Eu am făcut mai multe solicitări, dar nu am primit un răspuns. Asta spuneați și la emisiunea precedentă când ați fost și dar nici nu, atunci nu era nicio... Păi, dar nu pot să-i oblig să ia telefonul și să discute. Nu, în sens că nu s-a întâmplat nimic de atunci, nu. Aceeași situație, nu, da? Aceeași păi, dar bine, aveți un contract, avem, Republica Moldova, da? Sau cine? Moldova Gaz Gazer. Cu Gazprom, da, da? Dumneavoastră ați participat acolo la... care nu se respectă. Și ce se întâmplă mai departe? Deci eu mă înțeleg că trebuie să primesc o anumită cantitate și nu primesc. Există vreo modalitate de a... Sigur. Există o modalitate. Juriștii analizează. Este o sancțiune pentru neexecutarea contractului, livrării tuturor volumelor. În momentul în care va fi clar, atunci se va decide care este acțiunea pe care trebuie să o urmăm. Domnule termen scurt, este dificil să găsești o soluție care să aibă costuri minime. Noi avem o problemă care e de la independență și e vorba de dependența noastră de regiunea transnistreană, de centrala Moldgaz. Până când nu construiești linii suplimentare ca să poți cumpăra energie din altă parte și să nu depinzi de această centrală, tu nu rezolvi problema. Asta e unul. Doi, regiunea transnistreană depinde, deci bugetul lor se formează de fapt că ei primesc gaz, îl vând și își completează bugetul. Deci, din moment ce se stopează gazul, independența lor așa numită se deconectează pentru neachitare. Da? Și atunci, noi trebuie să demarăm procesul de reîntregire a țării. Că ei nu o să ieși să moară de foame. Da? Ei o să zice, pur și simplu o să-și părăsească locuința și o să vină încoace, o să ducă la rude în Ucraina. Deci, noi trebuie să avem să începem să ne gândim și la un plan de reintegrare a țării, care implică și resurse, inclusiv umane, trebuie să ai, să începe a administra întreg teritoriul cel, începând de la spitale și mântuind cu judecăți, procuratură, administrație locală, centrală și aici, fără asistență externă, eu nu știu dacă noi ne descurcăm. Noi și așa avem o povară serioasă cu aceste prețuri și tarife mari. Dacă ne mai punem în cârcă și regiunea transnistreană, noi nu putem depăși fără ajutor străin. Și aici, probabil, experiența Germaniei va fi una relevantă, pentru că ei au trecut prin reunificarea țării și probabil cunosc mai mult și ne-ar putea ajuta. Deci ea, de decizii hai rupiste, hai să ludăm, hai să închidem, hai să stângem, gândiți-vă, vă rog, și la consecințe. Noi trebuie să fim gata pentru așa un scenariu. Păi și, domnule ministru, nu suntem gata pentru un astfel de scenariu. Sau cel puțin se discută la guvern un astfel de scenariu. Repet, avem un viceprim-ministru pe reintegrare care este mandatul. De ce vorbește domnul? Da, dar cred că doamna prim-ministru nu se întâlnește numai cu Oleg Serebrean Nu, nu am spus că... Adică există astfel de discuții? Există comisii... Planuri. Există... Uitați, deci eu sunt sigur că anumite planuri există și se lucrează în acest sens, doar că nu sunt eu cel mai potrivit să răspund acum, pentru că nu aș da toate detaliile exact cum se întâmplă. În mandatul ministerului pe care îl conduc este domeniul energetic și noi facem tot posibilul ca să asigurăm cetățenii țării și de pe ambele maluri cu resurse. Deci asta este ce facem. Așa.
mai departe, înțeleg că trecem de această iarnă, din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, mă refer la necesarul de gaz, înțeleg că pe noiembrie nu ne mai facem griji, că avem 5,7 milioane. Nu facem griji. Păi, întrebarea... Mai este un factor. Care, vă rog? Alegerile din SUA. Da. Asta e un factor foarte important. Da. Haideți să deschidem această paranteză, pentru că este extrem de importantă. Și... asistența financiară și militară pentru Ucraina. Exact. O aprobă Congresul, mare parte. În Congres au loc, acum și în Congres și în Senat, au loc alegerile. Susținătorii Partidului Republican și trumpiștii, cei care au susținut pe Trump, ei, o bună parte, practic jumate la jumate, nu susțin asistența financiară pentru Ucraina. Deci o bună parte din republicani sunt contra să ajute Statele Unite Ucraina. Deci, dacă ei iau majoritate, există riscul foarte mare că ei vor stopa asistența financiară pentru Ucraina și asta evident că o să ne afecteze și pe noi. Sperăm că se va păstra în Congres o majoritate care va fi pentru Ucraina. Sper foarte mult. Da, pe noi ne va afecta... Indirect, da. Da. Absolut. Așa, deci... Asta aici ar fi încă o... Dar în ceea ce privește nerespectarea contractului, autoritățile au de gând să acționeze Gazprom în judecată, de fapt în care judecată, cred că... Păi că, cu siguranță, am spus de mai multe ori că se analizează toate încălcările și în momentul în care va fi clar, se va decide pe ce direcție se merge. Da. Așa. Primarul Capitalei v-a acuzat că ați sta în spatele unei scheme împreună cu Gazprom și să fac acolo niște bani și el este gata să meargă și să depună mărturie și să se ducă să demonstreze. Îl voi invita în judecat, așa cum am spus, și voi cere să măture primăria un an de zile pentru minciuni. Dar v-ați dus, l-ați acționat în judecată? Sau avocatul lucrează, avem 15 zile ca să depunem cererea prealabilă și asta se va întâmpla. Mhm. Lucrările de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena, pentru că nu mai avem timp, iar eu tare mult am văzut, pe ziarul de gardă această știre, sunt întoi și până pe 25 noiembrie ar urma să fie finalizate, adevărat? Da, asta este planul. Da, el trebuia încă de mult, în august sau când trebuia să fie... încheiat în august. În august 2023, anul viitor urma să fie În august... Cerințele contractului. Deci în toate elementele din acel drum, în ce ați spus că ați văzut pe ziarul de gardă, se referă la primul strat de bază care va fi finalizat, care poate fi utilizat, dar amenajările, stratul de uzură va fi pus deja în primăvară când se face timpul bun pentru astfel de lucrări. Și, deci este adevărat, da? Pentru că aici am mai văzut încă un lucru, dar nu, s-ar putea dumneavoastră să nu știți că primul eveniment acolo urma să aibă loc pe început de decembrie, știți ceva despre asta. Știu despre intenție, dar mai bine lăsăm organizatorii. Despre ce eveniment? Organizatorii o să anunțe la timpul potrivit. Oh. E corect așa să facem. Deci adică există totuși acolo ceva? Nu, interes față de utilizarea arenei în diferite scopuri este mare, trebuie să recunoaștem, pentru că este un spațiu care poate organiza concerte, manifestații sportive. El va avea și anumite limitări odată cu darea în exploatare, ținând cont că nu este a doua cale de acces, dar vom merge cu pași așa, cadențați, ca să ne asigurăm că este folosită maxim posibil. Încă o întrebare. După sancțiunile aplicate lui Șor, au apărut discuții privind aeroportul și Air Moldova, care sunt afiliate lui Șor. În ce măsură există riscuri ca aceste instituții să nu mai poată funcționa? Riscuri sunt destul de mari. În momentul în care Șor este sub lista de sancțiuni, orice entitate asociată cu el nimerește și ea sub sancțiuni secundare.
Și în situația asta, dacă el este într-adevăr beneficiar și lucrurile astea se demonstrează, putem să întrezim cu conturile blocate. Nu vor putea face plăți, nu vor putea încasa bani. Și... Deci riscăm că oamenii să nu poată pleca din aeroportul Chișinău unde au nevoie? Nu riscăm o astfel de situație, dar riscăm ceea ce spune domnul Tofilat, pentru că... Păi dacă avem Air Moldova, de exemplu, cu conturi blocate sau aeroportul cu conturi blocate... Nu vreau să mă asigur cetățenii că se lucrează la planuri de contingență și în scurt timp vor fi gata pentru a asigura cetățenii cu aeroport și cu rute de avion cumva ca să nu fie sub careva riscuri. Mie mi-e interesant cum băncile vor dori să mai deschidă cont sau să deservească cont pentru partidul ușor. Că asta e interesant. Da, din câte cunosc, nici nu au deschis. Știi că a fost și o discuție cu... Dar tot timpul în campanie electorală, la început de campanie, tot timpul ei se plângeau că acum, practic, oricine din lumea financiară va fugi de Șor, Plahotniuc și toți care merită în sancțiuni ca dracu de tămâie, pentru că asta e lucru foarte serios. Nici o bancă nu va risca să câștige acolo un mic comision pentru tranzacții pentru Plahotniuc sau Șor și să-și pierde licența. Da, haideți să ne întoarcem un pic la aeroport, că... În primul rând, la ce etapă ne aflăm? Acest aeroport, până la urmă, s-a pronunțat o sentință cândva. Ce se întâmplă în continuare? Era vorba să fie restituit statului. Acolo a pus statul temporar, da? Un reprezentant la aeroport o vreme. Și este. Și este. Și da, dar care este situația în general legată de acest aeroport? Ce se întâmplă? Păi a fost, bun, iarăși Ministerul Justiției știe mai multe detalii, dar din ce cunosc eu a fost decizia arbitrajului și acum se așteaptă decizia judecății pe teritoriul Republicii Moldova ca să se decidă ce se face mai departe. Reprezentantul guvernului care a fost numit din motive de securitate, pentru că în caz de apariția anumitei situații de urgență, să poată să se intervine prompt, să ținem cont că este și un reprezentant de la Ministerul Apărării. Și cam asta. Și cum ne asigurăm că aeroportul este în continuare funcțional, deși este... Păi în momentul în care... Intră sub incidența... Nu, e simplu. În momentul în care, dacă nu va fi decizia judecății sau nu va fi clar prin judecată ce este cu aeroportul, definitiv, mă refer, atunci evident că statul va interveni și va prelua pentru a asigura funcționalitatea lui. Pentru că nu putem, este practic unicul aeroport de pe care se zboară și el trebuie să funcționeze. Da, situația asta se, oricum se discută și cu partea americană, deci noi trebuie să informăm dacă avem vreo suficiente, că ușor este beneficiar, da, direct sau indirect, atunci noi trebuie să informăm. Uitați-vă, este vorba de o infrastructură critică, sancțiunile oricum ele țin în primul rând de plățile în dolari și de folosire sistemului bancar american. Și atunci, probabil, putem face o anumită excepție pentru plăți în lei, pentru careva activități de bază, că nu poți rămâi fără aeroport, vă dați seama. Deci sunt soluții legale, sunt... Deci, repet, pe ambele, și pe aeroport, și pe Air Moldova, sunt discutate diferite planuri ca să asigurăm cetățenii cu această infrastructură. Pe dividende, exact, acolo pot să apară probleme, deci ori puțin probabil se poate beneficia cumva din aceste mijloace care le generează aeroportul. Uh-huh. Acolo vor apărea probleme cu certitudine. Așa, mulțumim foarte mult pentru participare la emisiune. Vă mai așteptăm la noi. Pentru mine a fost interesant în această seară, măcar am înțeles care este situația, cum stăm, la ce ne așteptăm în continuare. Ca și concluzie, înțeleg că pentru luna decembrie și o parte din ianuarie gaz avem stocat. Pentru căldură, că producem acum pe bază de gaz și păcură, avem și niște cantități de păcură care nu pot fi divulgate, dar înțeleg că avem din ce produce. Așa, până la urmă, căldură, ceea ce rămâne este să facem economie fiecare dintre noi, acolo unde putem, și să nu mergem seara pe stradă și să vedem tot felul de firme la magazine strălucind și lumini înăuntru și așa mai departe, lucruri pe care le vedem, pentru că oricum va veni factura, a spus domnul Tofilat.
Exact. Și vom plăti spre regret cu toții. Da, dar până la urmă, dacă magazinele fac asta, până la urmă această factură se va răsfrânge în prețul pâinii și ce mai e acolo, ce mai vinde respectivul magazin. Și oricum, este în interesul tuturor ca să... Așa că așteptăm să vedem și propunerile de compensații pentru electricitate, despre care ați spus. Vă mulțumim din suflet pentru că ați acceptat invitația noastră, doamnelor și domnilor. Ne vedem lunea viitoare, cel mai probabil cu directorul SIS. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă doresc o seară liniștită.